Declarație revoltătoare făcută de înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Acesta a sfătuit o femeie care s-a plâns că este abuzată psihic de soț să-și ducă crucea și să se roage la Dumnezeu. Teodosie a transmis acest mesaj într-o emisiune la radio, unde răspunde unor întrebări venite de la ascultători. Iată momentul. Poate exista și vindecare, dar dumneata, care ai primit taina cununiei, trebuie să-ți duci crucea, să te rogi, să suplinească Dumnezeu această lipsă de empatie, pentru că ai un legământ. Soluția este să nu vă despărțiți. Vindecarea o dă Dumnezeu. Nu este singurul răspuns controversat dat de-a lungul timpului de înalt preasfinția sa. Cu alte ocazii, arhiepiscopul Tomisului a spus că fumătorii și femeile la menstruație nu pot să bea aghiazma mare și nici să ia anafură, iar un bărbat necăsătorit care se căsătorește cu o femeie divorțată ar comite adulter.